Trei legi importante au intrat săptămâna aceasta pe traseul parlamentar. Va urma și a patra, cea referitoare la alegerile parlamentare, dar există deja semne de întrebare în privința modului cum primele trei legi, sau mai bine zis, conținutului celor trei legi ieșite din Comisia de Cod Electoral. De pildă, legea referitoare la alegerile locale prevede mai departe alegerea primarilor într-un singur tur de scrutin și aici, domnule Voicu, partidul din care faceți parte este criticat deja că a cedat mult prea ușor dorinței PSD de a-și maximiza șansele la localele de anul viitor. Cum le răspundeți acestor oameni? Într-adevăr, noul proiect prevede menținerea alegerii primarilor într-un singur tur de scrutin. Nu a reprezentat și nu reprezintă punctul nostru de vedere. Nu a fost o prevedere care să fie aprobată prin negocieri sau prin consens, ci prin vot majoritar din partea PSD-UNPR-PC. Partidul Național Liberal a votat și va vota în continuare, în plen, alegerea primarilor în două tururi de scrutin. Consider că cei care argumentează în favoarea acestui sistem au dreptate, pentru că aici nu gândesc în șansele unui partid sau al altuia, gândesc în termen de democrație și de reprezentarea cetățenilor. Și argumentele în favoarea alegerii în două tururi cred că sunt multe și sunt consistente și sunt și cele corecte. Este nefiresc ca o comunitate, mai mare sau mai mică, nu contează, să fie reprezentată de cineva care obține, nu știu, 25-30% din voturi și nu cred că trebuie să ne punem problema nici măcar în termene de costuri. Pentru că ar fi implicate costuri suplimentare în organizarea unul al doilea tur, trebuie să ne obișnuim că democrația costă. E un lucru important și pentru toate acestea vom milita în continuare pentru alegerea primarilor în două tururi. Veți milita, spuneți, domnule Voicu, da, veți milita poate aici la centru. Dar adevărul e că și primarilor PNL, cei 1000 cât sunt, le convine, așa cum le convine și celor 2000 de primari ai PSD, sistemul de alegere dintr-un singur tur. Este adevărat. Am purtat o discuție, desigur, nu cu toți primarii Partidului Național Liberal, pentru că ar fi fost foarte complicat de organizat o astfel de discuție, însă cu reprezentanții acestora, în special în Asociația Municipiilor sau Asociația Comunelor sau Asociația Orașelor, după caz. Și am adus argumentele, le-am înțeles punctul de vedere, e vorba de o proprie candidatură, subiectivismul nu că poate fi acceptat, dar el există. Le-am explicat că poziția partidului nu poate fi aceea în sensul alegerii primarilor într-un singur tur și eu cred că acești reprezentanți ai noștri au înțeles argumentele noastre și le respectă în acest moment. Și întrebarea mai departe este cum faceți, domnule Voicu, în Parlament, pentru că nu aveți majoritate. Nu avem majoritatea pe care ați tot anunțat-o de la începutul sesiunii parlamentare că o veți răsturna. Nu avem majoritate și cu atât mai puțin nu avem majoritate în Camera Deputaților, care este Camera Decizională. Dacă în Senat chestiunea majorității poate fi discutată și sperăm că în curând această majoritate va fi întoarsă, nu are importanță. Camera Decizională este Camera Deputaților, acolo nu avem într-adevăr majoritate și singurul lucru pe care îl pot spune este că vom modifica această prevedere atunci când vom avea această posibilitate, respectiv când vom avea majoritate. E, când veți avea majoritate? Puteți să mai faceți estimări, să dați orizont de timp? Nu. Nu cred că acesta este un subiect care să poată fi pus cu roșu în calendar. Să spunem, începând din ziua de vom avea majoritate. Și de asemenea, nu cred că noi trebuie să facem orice fel de compromis pentru a avea această majoritate. Așadar, pentru a reveni la răspuns, primarii vor fi aleși din nou în două tururi de scrutin, așa cum este normal, atunci când Partidul Național Liberal va avea pârghile necesare să facă lucrul acesta. Și dacă, se va întâmpla foarte curând la dezbaterea legii, e cu atât mai bine. Dacă nu, imediat ce vom putea, indiferent când este acest imediat, vom reveni la alegerea în două tururi. Asta înseamnă că luați în calcul inclusiv varianta ca PSD să meargă cu majoritatea de acum până la alegerile locale de anul viitor și să intrați în locale cu actuala prevedere
alegeri pentru primar dintr-un singur tur? Nu, adică luați și asta în calcul? Ca să vă spun sincer, nu prea iau în considerare această posibilitate ca PSD-ul să continue cu majoritate până în iunie 2016. Spuneam doar că nu pot indica o lună, o zi, care să fie momentul schimbării acestei majorități. Un alt subiect sensibil. De ce președintele de Consiliul Județean, celebrul baron local, să fie ales indirect în urma unor trocuri până la urmă făcute între consilieri? Și de regulă aici vorbim de înțelegeri netransparente. Prima noastră opțiune și în acest caz a fost reprezentată de alegerea în două tururi. Și acest sistem rămâne în continuare prima noastră opțiune. Alegerea președintelui, președintelui de Consiliu Județean. Aici vă contrazic puțin pentru că a susținut ca partid în 2013 un proiect de lege în care președintele de Consiliu Județean să fie ales de consilier. Știu foarte bine acest lucru. Așa este. În 2013 PNL-ul nu era un partid unificat în forma actuală și de asemenea nu mi se pare nimic în neregulă ca ordinea de priorități să se mai modifice în timp. Nu vă ascund faptul că atunci când conjunctura politică ne-a dus în situația de a alege doar între alegerea indirectă și alegerea într-un tur, între acestea două preferăm. E corect. Alegerea indirectă. Însă prima deci făcută noastră, de consilieri. Da. Prima noastră opțiune este reprezentată de un întreg ansamblu, primar și președinte de Consiliul Județean, cu toți aleși în două tururi de scrutin. Dacă vom putea face asta, o vom face și vom modifica legea în acest sens. În cazul în care, și nu vreau să ascund ceva sau să spun lucruri care nu sunt adevărate, în cazul în care dezbaterea parlamentară, în actuala structură aritmetică parlamentară, va duce la o alegere pentru președintele de Consiliul Județean între alegerea indirectă și cea într-un tur, vom opta pentru cea indirectă. Dar aici nu există cumva riscul ca funcțiile de președinți de Consiliul Județean să fie pur și simplu tranzacționate de cei care dau mai mult, de consilierul județean care dă mai mult și își cumpără funcția asta? Eu nu pot să exclud niciuna dintre variante, dar nu trebuie să generalizăm. România a funcționat pentru patru rânduri de alegeri locale, 1992, 96, 2000 și 2004, cu acest tip de alegere, indirectă. Și cu baroni locali rezultați la capătul acelui sistem din ce în ce mai puternici. Nu. Eu cred că puterea acestor președinți de consilii județene a crescut foarte mult atunci când s-a trecut în 2008 la alegerea uninominală într-un tur. Nu neapărat pentru că au căpătat mai multe aripi din cauza votului popular, ci pentru că în situația alegerii uninominale într-un tur, și admit 5 ani, două tururi, procedura de demitere, de schimbare a acestora devine aproape imposibilă. Atunci când există o alegere indirectă și nu performează sau încalcă legea, procedura de schimbare este mai la îndemână. Acesta este și motivul pentru care sunt acum în România, din păcate, pentru cetățenii acelor județe, foarte multe județe care nu au președinte de Consiliul Județean. Pentru că acesta a avut sau are probleme cu legea, guvernul nu a organizat alegeri parțiale, iar consilierii nu au putut, evident, din cauza legii, alege un nou președinte. Apropo, ce se mai întâmplă cu procesele deschise de PNL după ce ordonanța celebră care a legalizat temporar migrația aleșilor locali a căzut la Curtea Constituțională? Cam câți primari, dacă aveți o evidență, au fost demiși din funcție între timp? Și consilieri locali, că și ei au migrat. Și de ce nu se fac alegeri parțiale în localitățile astea rămase fără? Sunt două categorii primari de acțiuni în instanță pe care Partidul Național Liberal le-a pornit legate de acest subiect. Le-ați evidențiat corect pe amândouă. Cele care solicită pierderea mandatelor pentru aleșii locali care au trecut la alt partid ca urmare a invalidării de către Curtea Constituțională a ordonanței, pe de o parte. Și cam câte mandate ați invalidat? Nu, este mult prea devreme să spunem acest lucru pentru că nu s-au încheiat procesele. Nu au ajuns practic la termen aproape niciunul dintre ele.
Știu însă că există situații, nu pot spune unde, în care sunt aleși locali care și-au pierdut mandatele în instanță, deocamdată în primă instanță. La o decizie definitivă nu s-a ajuns nicăieri. De asemenea, am atacat de data asta guvernul pentru a solicita organizarea de alegeri parțiale. Alegeri locale parțiale, dar nu numai, că sunt și colegii parlamentare vacante. Sunt dincolo de 10 de comune, sunt cel puțin 3 municipii reședință de județ, Sibiu, Târgoviște și Râmnicu-Vâlcea, și mai multe județe întregi, Cluj, Neamț, Vâlcea, unde cetățenii nu sunt reprezentați. La Consiliul Județean. La președinte de Consiliul Județean. Unde au dispărut așa numiții baroni în ofensiva. Nu, din păcate, doi dintre aceștia au decedat săracii. Mm-hmm. Cel de la Vâlcea și cel de la Neamț. Nu mereu e vorba de intervenția organelor de justiție. Dar indiferent de motivul vacantării funcției, cred că cetățenii au dreptul să-și aleagă, fie și pentru o perioadă mai scurtă de timp, reprezentantul în fruntea județului. În fruntea Consiliului Județean, că nu e în fruntea județului, de fapt. Și sperăm că vom avea cât de curând un verdict din partea instanței, care să oblige guvernul să facă aceste alegeri. Dar guvernul v-a explicat, ați avut un dialog cu cei din PSD, de ce refuză să organizeze aceste alegeri? Nu avem niciun fel de explicație sau argumentație pe acest subiect.